Trenul 9101, care circula pe ruta București-Târgoviște cu 80 de călători, a rămas blocat în zona gării Nucet din cauza unei defecțiuni tehnice. S-a rupt plugul de la locomotivă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus măsuri imediate pentru preluarea călătorilor cu două autobuze și aducerea acestora în municipiul Târgoviște în condiții de siguranță. Pentru salvarea persoanelor la fața locului s-a deplasat un echipaj de la pompieri și un echipaj de poliție. A rămas trenul în zăpadă și ne ține ca popruști. Păi da, normal, ne ține că vine două autocare și așteptăm, de-am înghețat de frig. Frig, trebuie să ajungem la servici, nu avem cu ce. Ce să facem? De unde veniți, unde vă duceați? Dinspre Titu, mergem la Târgoviște. Trenul a avut întârziere mai bine de 2 ore și s-a defectat ceva la locomotivă. Până să vină, până să vă ia? Da. Și acum... A avut și întârziere? Întârziere, 2 ore. Și acum s-a și rupt. S-a rupt ceva la locomotivă, plug sau n-am înțeles ce. Și... N-a dat jos că nu stăm înghețând degeaba. Cum e? S-a rupt plugul? Ce s-a întâmplat? Uitați, pe nu știu. Nu știu. S-a îndoit din cauza la zăpadă. Din cauza la zăpadă? Da, da, da. Din cauza la zăpadă. Și mai poate merge? Nu, trebuie să-l dăm jos. Oamenii spun că trenul deja avea întârziere de mai bine de 2 ore și nu se știe când vor ajunge la muncă. Lucrătorii CFR dau vina pe o dală de beton pe care ar fi lovit-o și care a dus la deteriorarea plugului. Aceștia susțin că în această situație locomotiva risca să deraieze. De zăpadă, ce te cunosc? De zăpadă? De zăpadă, apă, gheață, dale, pietre. El a simțit mecanicul. Și acum s-a trebuit să... dat seama și așa decât să cade locomotiva jos... Mai bine întârziem un pic. Ar putea de la ea locomotiva. Nu, nu. Ăla așa, nu. Ăla e pusă să dea animale, să dea ce în calea lui. Fără ăla poate să deraieze. Nu, 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 nu. Nu, să înlătre orice. Deci în poziția în care el acum deraiază. Două autobuze i-au preluat pe cei 80 de pasageri și i-au transportat la destinație. O echipă specializată de la CFR acționează pentru remedierea defecțiunii la locomotivă, demontarea plugului de pe locomotivă și înlocuirea acestuia și deblocarea căii ferate. Traficul feroviar se desfășoară pe o singură linie, cea de-a doua linie fiind în curs de deblocare.